Amin, amin. Oare fratele Pop cel mai mare nu caută o cântare să deschidă slujba și să facă o rugăciune? Că așa, ei uite, așa. No, bine, să căutați o cântare care vă place. Da? La început, 361. Drága jó Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk a Te házadba. Köszönjük, hogy egészségünk van, és még békességünk is van, eljöhettünk ide. Kérünk, hogy mai este órába tanítson a Te ígédből Jákob testvér által, adjad, hogy szívünkbe vésve, megszillelve ezeket az ígéket és ezeket a szavakat mindennapokba, kivitelbe is tudjuk vinni. Légy azokkal, akik interneten kísérnek minket, áld meg őket is. Kérünk, jó Istenünk, a Te áldásodat árazzánk ma estéri órába. Amen. Amen.
Bună seara și pacea Domnului tuturor! Ne bucurăm în Dumnezeu că la capătul unei săptămâni avem această favoare să ni se dea pacea lui Hristos, pacea lui Dumnezeu, și odată cu ea să ni se dea și odihnă trupurilor noastre. Domnul să fie lăudat pentru lucrul acesta. Amin. Nădăjduiesc că sunteți bine în sufletul vostru și în trupul vostru și că fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a purtat de grijă și pentru lucrul acesta îi mulțumim. Salutăm cu drag pe frații noștri de pe internet, comunitatea Adventă de pe internet, să fiți binecuvântați de Dumnezeu, dragii mei, și așa cum obișnuiesc să spun, în casele voastre, lumina lui Dumnezeu să fie în abundență și pentru ceasul în care ne închinăm, fiecare căsuță în care locuiți, să fie o căsuță de rugăciuni, un locaș de închinare, cu prezența lui Dumnezeu festivă, în așa fel încât bucuria noastră și a voastră împreună să fie înaintea lui Dumnezeu un lucru plăcut lui. Amin. Aș dori să avem câteva momente de laudă și apoi să deschidem cuvântul pentru seara aceasta. Oare cine laudă pe Domnul în seara aceasta? Nichi, oare tu când ai cântat ultima dată? N-ai mai cântat de mult, așa? Nu cântăm împreună o cântare de mărire. Iere, Kelex Sepen, iere, o Iacob Baci, iere, o cântare de mărire. Ești, toată lumea cântă. Ne, nu cred. Usă, iere. Cine este așa, cine o ajută să cânte lângă ea? Știi cuvintele la o cântare de mărire? Te cauți aici, cântă Sorana cu tine, hai. Mă, iară, nu. Nichi. Vrei altcineva, vrea pe altcineva să fie cu ea să cânte. Tu nu știi să traduci. Iară, Nichi. Dă-i un microfon din ăla fără fir acolo în scaun să cânte și cântăm și noi. Dar nu mai îi spune asta, când primește microfonul, iau să cânte. Ce îi spui? Ca să poată să zică nu? Ondi mai prelucrează, mai ajută-l. Auzi, amin. Mai sunt mai mult. Lui Nichi dă el. Ce, nu merge? Și am fost în Germania pe mal la un lac cu o boxă cu o baterie stricată și cu două microfoane care mergeau pe rât. Și astea am dat câte 1200 de euro pe microfon și că nu merge. A, așa. Așa, da. Iară, Nichi. Acolo, stai acolo, Nichi. Thank you.
Amin, amin. Dacă Dumnezeu ajută în ultima sâmbătă din luna aceasta, pe 25, cred că, o să avem la noi la biserică un taraf de la București. Este vorba de maestru Emi Drăgoi, poate cel mai mare acordionist contemporan din țara noastră, sau cel puțin printre cei mai buni din țara noastră. Sigur că muzica pe care o cântă ei este puțin altfel. Ei pot să cânte exact muzică cum cântăm noi, dar le-am spus că nu am nevoie de asta. Asta cântăm noi. Deci cei care sunteți vaccinați pentru data de 20, care nu sunteți vaccinați pentru data de 24, luați-vă un mini-concert în altă parte, pentru că aici va fi lăudat Domnul într-o cu totul altă manieră. Mi-a confirmat astăzi că vor fi cu noi și ne bucurăm. Nu știu exact câți vor veni, dar și dacă vine Emi singur, este suficient. Da, ne bucurăm în Domnul. Un alt lucru pe care vreau să-l anunț înainte de laud, de a continua lauda, este că mai mari poporului, știți că întotdeauna în popor sunt slugi și mai mari. Mai mari poporului au stabilit că îi deranjează lumina care vine pe aici și au decis că să închidă de aici până acolo cu rigip, să fie perete frumos, pentru ca să nu mai fie nicio problemă. Și am vrut să vă comunic decizia lor. Ca orice slugă credincioasă, te aliniezi la deciziile care au fost luate și să le dea Dumnezeu sănătate săptămâna viitoare, de luni până miercuri, să fie gata. Eu singur aș termina într-o jumătate de zi, dar ei nu știu dacă reușesc asta. Și o să vin să verific cum înaintează lucrările. Bine, cam atât. Cine laudă pe Domnul? Așa, sunteți de săritori. Păi atunci am să zic eu cine laudă pe Domnul. Sorana să lauzi pe Domnul cu o cântare și doamna doctor Pașcu să-și caute un psalm să dramatizeze frumos așa pentru public. N-ai ochelari, dar tu știi și pe de rost, dragă, lasă. Ți-i dau pe ei mei, că vezi cu ai mei, n-ai probleme. Câteva versete dintr-un psalm așa să ni se liniștească inima. În sfârșit, ascult
ce chinuri, ce durere, ore ce rele îți vini. Amin. Amin, amin, mulțumim, mulțumim frumos. Mai aproape microfonul. Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se vor ridica vrăjmașii mei împotriva mea? Privește, răspunde-mi! Doamne Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Amin. Amin, mulțumim. Cânt Domnului că mi-a făcut bine. Amin. Ce frumos termină psalmul. Mulțumim, mulțumim. Știi când ceva? Ți s-a dus voce așa de la emoții sau? Bine știi. Dar nu s-ar cuveni la cât ai lipsit de la biserică să aduci o mulțumire Domnului care a reușit să vii? Da? Păi. Ovidiu, la hodă pe Domnul, dragul meu, că tu stai acolo așa, zici că ții stâlpul ăla în spate.
sau îmi spune, în veci nu te voi lăsa. Când a mea cărare se va întuneca, El va grăi dulce, nu te-nfricoșa. Iar odată în cer, oricând îl voi vedea, Amin, amin. Mulțumim, mulțumim, Ovidiu. În versiunea cealaltă a versurilor este furtuna mie azi în jurul meu. Da? Și oricât de mare ar fi furtuna în jurul nostru, Dumnezeu este Cel care nu ne lasă. Îi mulțumim pentru asta. Amin. Mary, o spun-te, Ovidiu, te e nechec. Te șec porunciul. Siveșe. Ai crezut că nu știu să zic pe ungurește. Să vezi într-o sâmbătă cum predic eu pe ungurește și te pun să traduci. Atunci să te văd. Cum? Într-o sâmbătă. Păi prima dată aici, după la Budapesta și așa. E că este un traseu, nu te apuci dintr-o dată, nu știu unde. Să fie scurt. Thank you for the wrong. Chiar frumoasă introducerea. Am fost un pic surprins că ne cânt în limba engleză, dar ne-am obișnuit cu video, deci nu era niciun fel de problemă. Thank you.
Amin, amin. Și aștept ca să-L văd pe Iisus. Merge în gând. Am zis că nu am fost atent, nu știu dacă și limba maghiară e același înțeles. În limba română cântarea se termină și aștept ca să-L văd pe Iisus. Amin. Amin. Aștept să-i îmbrățișez crucea veche. Foarte interesant. Și aștept să-i îmbrățișez crucea. Da, foarte frumos. Bine, Cristu, nu cânți. Așa te-ai așteptat că nu cânți în seara asta sau cum? Laudă suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Vă spuneam altă dată, sau cel puțin așa cred că v-am spus, vreo 3 ani la rând, sau 4, mi-am notat toate binefacerile care mi le-a făcut Dumnezeu. Și la sfârșitul anului eram șocat. Eram efectiv șocat. Da, încercați să faceți asta. Să notați ce binefaceri vă face Dumnezeu. Puneți financiare sau de care ori fi. Am primit niște bani de nu știu unde care nu trebuie să-i primesc. Sau ceva. Să vedeți ce se întâmplă într-un an. Așa zice textul, și nu uita nici măcar una din binefacerile Lui. Să-mi plec fruntea mea.
Amin. Mulțumim. Încă o dată vă spun bună seara și multă pace să aveți, dragi credincioși. Mulțumim la Dumnezeu pentru toate lucrurile și în mod special mulțumim că încă o săptămână a fost cu fiecare dintre noi și a întins ca pe o catapeteasmă și a întins iubirea peste noi și tot ceea ce s-a petrecut în viețile noastre a fost clar sub protecția Lui. Mă frământă de mai multă vreme o anumită problemă. Or fi mai multe, dar asta e așa surdă în sufletul meu și tot sapă. Și anume, diferența dintre bine și ce este bine. Diferența dintre bine și ce este bine. Poate vă aduceți aminte că în vremea Domnului Hristos, ne spune Sfânta Evanghelie, a fugit un tânăr la Hristos, s-a aruncat la picioarele Lui, le-a sărutat, s-a închinat și apoi ridicându-și, sau poate nici nu îndrăzni, poate nici îndrăzni să-și ridice ochii, i-a zis: învățătorule, zi-mi și mie ce bine să fac. În sinea lui probabil, nu știu, făcuse mult bine, dar sunt atâtea de multe feluri de bine, încât îl căuta pe unul mai important. Ce bine să fac, încât în schimbul lui să-mi dai viața veșnică. Foarte contrariat cumva Hristos, s-a uitat la el și a ripostat. Nu știu dacă ați observat în text felul în care răspunde Hristos, îi ripostează ăstuia. Cum adică îți permit să mă întreb ce bine să fac? Tu ești singurul care nu știi? Dar ce să știu, Doamne? Că nu există decât un bine. Nu sunt mai multe. Și lucrul acesta, cum spuneam adineauri, îmi creează un anumit disconfort. Diferența dintre ce este bine și bine. Poate și voi ați crescut într-o casă ca și mine, cu o mamă și cu un tată, care cred că zilnic, cât am fost copil la casa părinților mei, avea printre vorbele zilei și asta: mă, nu-i bine aia! Nu-i bine aia, nu-i bine aia, nu-i bine aia, nu-i bine aia. Și fiecare în antiteză îți spunea: e bine aia, e bine aia, e bine aia, e bine. Vedeți?
Și crescând și însușindu-mi cumva Evanghelia lui Hristos, în felul în care m-am făcut-o, nu știu, am observat că este o diferență mare între ce este bine și bine. Haideți să citim câteva cuvinte din Scriptură în seara aceasta și să încercăm să învățăm ceva din partea lui Dumnezeu. Deschid Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, și voi citi câteva versete foarte bine cunoscute de noi, de la versetul 28 la 30, și apoi ne oprim la o singură poruncă din textul acesta. Matei 11, începând cu versetul 28, Dumnezeu a poruncit să fie scrise următoarele cuvinte. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu, vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Ocupăm loc. Te rugăm, Bunule Tată, să fii îngăduitor cu noi, să-ți umpli cuvântul cu putere și puterea aceasta să marcheze viața noastră. Amin. Dacă ați observat în pasajul acesta, sunt trei porunci. Și aș vrea cu această ocazie să vorbim despre una. Și anume, în versetul 29 există, sau versetul debutează cu o poruncă. Luați jugul meu. Luați jugul meu. Din cele pe care le-am cercetat eu până acum și pe care le-am învățat pe măsură ce am cucerit ani de viață, omului îi se creează cea mai înaltă stare de bine sau de beatitudine atunci când el se subordonează propriilor sale legi. Asta îl ridică pe om. Să luăm câteva exemple pentru ca să mă puteți înțelege. Vreau un tânăr să ajungă sportiv de performanță. Pe lângă constituția fizică ce o are prin născare, se duce la un club, la un club sportiv și își exprimă dorința aceasta. Și acolo află niște, sau ce e bine să facă pentru ca să ajungă un sportiv de performanță. Și află că e bine să nu fumeze, dau câteva exemple. Află că e bine să facă 3-6 ore de antrenament pe zi. Află că e bine să nu bea alcool. Află că e bine să învețe cum să respire. Și lista poate continua. Fiecare
bine care este spus de antrenor, pentru el nu reprezintă niciun fel de greutate. El reacționează pozitiv când află că nici aia nu trebuie să o facă. Sau reacționează foarte pozitiv când află că și pe aia trebuie să o facă. Nu există niciun tânăr care visează să fie sportiv de performanță, care să simtă când află lucrurile acestea, binele acesta, să aibă reacție negativă. Există, în schimb, tineri care când află aia pleacă. A, zice, nu, nu-i pentru mine. Dar care vrea să facă aia, n-are niciun fel de problemă. Mi-aduc aminte, fratele meu mai mare avea vreo 18 ani, nu știu, sau încă n-avea 18, era la liceu și probabil știți că băieții, așa între vârstele de 14, 15 ani, 20, cam așa era fereastra de atunci, acum poate că e un pic mai jos, fiecare încerca să facă ceva așa pentru el, să aibă mușchi, să aibă o anumită constituție fizică, mă rog. Și în vremea aceea erau, printre alte obiceiuri așa pentru tineri, care prindeau foarte tare, era sportul yoga. Sau cel puțin așa știam noi, pentru că yoga nu e un sport, ci o religie. Nu știu de unde și-a făcut rost de o carte de yoga. Și în cartea aceasta erau extraordinar de multe reguli. Vă dau poate câteva exemple. Unul dintre ele era că în fiecare dimineață trebuia să stai în fața geamului cu degetul pe puls și să respiri, ziceau cei din carte, corect, că tu nu știai să respiri. Trebuia nu știu câte secunde să tragi aer în piept, nu știu câte secunde să-l ții și nu știu câte secunde să-i dai drumul. Dar nu așa că faci și după asta stai. Nu. Trebuia bine dozat, mulțumesc, ca să dai aer afară până în secunda când se termină, făcând asta în fiecare zi, cu vremea ți intra în reflex și așa respirai tot timpul. Și îl vedeam pe fratele meu ca pe o statuie, fiecare dată în fața geamului, își punea degetul pe puls și stătea nu știu cât și parcă o văd pe mama cum trecea, du-te mă copil, ai nebunit, du-te și vezi de treabă cu prostiile alea tale. A el stătea acolo stană de piatră în fața geamului, n-avea niciun fel de problemă. Sau trebuia să stai așa, cum zicem noi, turcește, dar nu oricum. Adică eu dacă m-aș pune să stau așa, cred că mi s-ar disloca ambele picioare de aici, de la șor, nu știu. Trebuia să-ți vină lampa piciorului foarte în interior și cealaltă, iarăși foarte așa, să stai așa drept, să te uiți ca la lună, mă rog. Și-l vedeam așa cum stătea și făcea chestia, adică cu o conștiinciozitate, nu l-am văzut niciodată să murmure sau să zică că s-a obosit. De ce v-am spus povestea aceasta? Nu știți, probabil, sau știți, dar nu în termenii în care vă spun. Pe planeta Pământ, toți oamenii sunt credincioși. Toți. Și toți oamenii fac bine. Toți. Pe planeta Pământ nu este nimeni care să facă rău. Sunt unii care îi numesc pe alții că fac rău. Asta e o altă problemă. Dar în general, îmi place să folosesc tot expresia lui Dumnezeu, toți. Toți oamenii fac bine. Și fiecare în zona pe care și-a ales-o, nu doar că nu murmură, ci are o plăcere extraordinară pentru ceea ce a ales. Când ești prost, că,
Cine mai este? Eu sunt unul dintre ei, dar când ești prost, ești prost. Dar nu. Și atunci intri în zone foarte ridicole când ești prost. Când începi să-ți dai seama că ai intrat în zone ridicole, e primul semn că s-ar putea să-ți vină mintea la cap. Eu m-am născut în Solovăstru, într-o casă de pocăiți, unde am învățat conștiincios cântări de la tata și de la mama. Am citit Biblia, am învățat din Biblie, așa. Și am fost prost foarte mulți ani. De acolo, de la mine, de unde nu vedeam nimic, pentru fiecare om de pe planeta Pământ aveam declarații. Deci absolut pentru fiecare. Nu știu cum a fost în casa voastră, care ați crescut într-o casă de pocăiți. Însă mama mea, care era țărancă, și tatăl meu, care era analfabet, și-au pus în inima lor că pe copilul lor să nu-l țină acolo. Și m-au pus așa, ce știu, pe o lespede de scânduri, ca să mă ridice un pic mai sus, să pot să văd și eu ceva. Și-au făcut lucrul acesta după putința lor, ca înțelepciune și financiară de atunci, cel mai presus. Da. Nu știu dacă ei au estimat ce se va întâmpla sau dacă intenționat au făcut asta. Dar ridicându-mă pe lespedea lor de lemn și începând să văd mai încolo, că prima dată nu vedeai, dacă întorceam capul era fundul lui tata, dacă îl întorceam în vezi, era fundul mama, dacă mă uitam în față, era fundul vacilor și dacă mă uitam în spate, era fundul oilor. Asta era viața mea. Și printre ele era fundul bisericii din sat. Altceva nu vedeam nimic. Dacă voi ați văzut, vă apreciez, dar am convingerea că niciunul n-ați văzut nimic decât ce am văzut și eu. Pe măsură ce m-am ridicat pe lespede aceasta de lemn, am început să văd și altceva. Eram la școală la Reghin, a fost prima victorie a mamei mele, care mergând cu lapte la o învățătoare din oraș, a plâns la ea și a rugat-o să facă orice, dar să nu-i lase copilul să facă școala în Solovăstru. Pe vremea aceea nu puteai să străiești în Solovăstru să mergi la școală la Reghin. Nu exista așa ceva. Trebuia să te duci la școală unde era. Așa cum e în America acum și în alte țări dezvoltate. Cum te duci la ce școală vrei. Te duci la școala de lângă casa ta. Iar dacă vrei să te duci la o școală, plătești 15-20 de mii de dolari pe an și nu o să-ți poți permite și atunci, dacă te-ai născut între proști, rămâi prost și dacă te-ai născut într-un cartier de deștepți, ai drumul înainte. Așa este în Occident, de când e lumea, nu numai la Ceaușescu, ca să știți. Și am început să văd. Vezi, e mare diferență între ce este bine și bine. Și vă spuneam că toți oamenii sunt credincioși de pe pământul acesta. Dacă vă uitați atenți și dacă urmăriți, să vă dau un exemplu. Un frate drag din Statele Unite ale Americii a fost venit săptămânile trecute acasă. El este cumva membru bisericii noastre împreună cu familia lui și mereu ne ajută. Din respect, nu-i rostesc numele. Și a fost venit acasă. Soția lui, care e convertită la pocăiți, ei nu sunt pocăiți de ziua șaptea, sunt pocăiți de duminica. S-a căsătorit cu el și s-a făcut neoprotestantă, ea provenind dintr-o familie catolică. Și probabil că știți, sau probabil că locuind acolo în Solovăstru, nu știți. Adică exact cum noi vorbim de rău Biserica Romano-Catolică, așa o vorbesc și frații pentecostali, și frații baptiști, și toată lumea tot așa, zice ca și noi fiară, adică n-am descoperit noi gaură la macaroană. Dar când te ține acolo în sat, fund în stânga, fund în dreapta, fund în față, fund în spate, nu știi decât despre tine.
Și în subimperiul mesajelor de la noi a decis duminică omul acesta să meargă la Biserica Romano-Catolică să vadă cum se închină mama și tatăl lui din partea soției. N-a fost în viața lui. El a trăit în solovăstru, fund în stânga, fund în dreapta, fund în față, fund în spate. Și m-a sunat și mi-a spus, când a intrat, a rămas cu gura căscată, n-a putut respira. A văzut acolo oameni care veneau, care se puneau pe genunchi, se închinau. Totul era pentru el, e bărbat de 40 ceva de ani, totul era pentru el un șoc. Dar nu asta este important. S-a întors acasă, s-a întâlnit cu frații, cu cei din Solovăstru. Ce faci? Pe unde ai mai umblat? Mă zice să spun ceva. Ce? Ghici unde am fost astăzi? Unde ai fost? Abana. Măi, am fost la Biserica Catolică să văd unde și cum să închină mama și tata socru. Zice, când am zis asta, toți de lângă mine... Nici unul nu m-a întrebat cum a fost. Și mi se spovedește dânsul, zice, părinte Coman, să mă iertați. Te iert, dragul meu, zice, săptămânile viitoare mă voi duce la un puf. La propriu, zice, mă duc acolo, stau un pic între femeile alea, poate mai zâmbesc, mai fac cu ochii, nu știu ce, și mă întorc iar la frații mei și ghici unde am fost. Și o să vă spun, am fost la un puf, să văd, mă întreabă cum e acolo. Și zic, fii sigur că te întreabă, nu, n-are rost să experimentezi, că toți te întreabă și cum erau și ce ți-o zis și cum era, acolo te întreabă. Și omul acesta era șocat. Ei, pe fundul acesta, ca să vedeți cum gândim, așa, pe fundul acesta, aș vrea în seara aceasta să facem diferență între ce e bine și bine. Pe multitudinea asta de situații s-au limpezit în cadrul creștinismului o groază de ce e bine. E bine așa, e bine așa, e bine așa. E bine să nu mânci carne, ba, e bine să mănânci. E bine să te odihnești în ziua șaptea, e bine să te odihnești în ziua întâi. E bine să fii creștin după Evanghelie, e bine să fii adventist, e bine să fii baptist, e bine să fii metodist, e bine să fii pietist, e bine, e bine, e bine, e bine. Asta este e bine. Însă bine nu seamănă deloc cu e bine. Și acum mă sună acum câteva zile un păstor din străinătate, păstor adventist, șocat de drumul meu până în Germania ca să botez un om. Și zice, am rămas șocat, părinte profesor. Dar zic, de ce? Vrei să te duci atâta drum să botezi pe cineva care declară a priori că el vrea să se boteze, dar nu vrea să aparțină de nimeni. Și zice el, am stat și am judecat și am ajuns la o concluzie. La care, întreb eu, că noi am furat botezul. Pentru că oamenii se botează să fie a lui Hristos. Nu se botează să fie ortodoxi, adventiști, baptiști sau pentecostali. Iar noi am furat botezul și botezăm pe cineva doar dacă se face adventist. Dacă nu, nu-l botezăm. Și zic eu, dragul meu, zic că ai ajuns la o concluzie corectă. Pe cale de consecință, zice el, înseamnă că oamenii se botează ca să fie mântuiți. Zic, așa este biblic. Dar la noi în biserică oamenii se botează ca să fie adventiști. În primele generații, când oamenii din biserica ortodoxă se botezau la adventiști, ei se botezau ca să fie mântuiți.
Dar ai ieșit prima generație, ai ieșit a doua. Și copiii din familiile adventiste nu se botează ca să fie mântuiți, ci se botează ca să fie adventiști, să poată să fie cununați, să poată să aibă și el o colectivitate. Pentru faptul că generațiile acelea care se botezau ca să fie mântuiți au murit, rezultă cu necesitate că toți adventiștii care am rămas nu mai avem ca scop de existență mântuirea, ci avem ca scop de existență să fim adventiști. Ceea ce este bine. Diferența dintre ce este bine și bine. Dar stai un pic. Nu doar adventiștii fac așa. Așa fac și baptiștii, așa fac și pentecostalii, așa fac toți creștinii. Dar nu ne interesează cum fac alții. Aș vrea să luăm în considerare cum facem noi. În săptămânile trecute, dacă e cineva de aici care pică sub incidența exemplului pe care îl dau, nu este vorba despre cineva de aici. Am primit multe mesaje, deja mi-au devenit enervante, pe WhatsApp am primit o poză cu unul care merea cu un steag în spate. Și acolo jos scris cu furie și cu, uite, steagul papei la conferința generală. Este adevărat că prin reprezentanții ei conferința generală mi-a rupt picioarele și m-a aruncat în șanț, ca pe un câine mort. De acord. Dar în același timp trebuie să fiu onest. Nu mai consumați prostii din astea. Ieșiți din solul vostru. Această instituție numită Conferința Generală, la sesiunea generală din 5 în 5 ani, arborează steagul la toate țările din lume. Și printre Ungaria, România, Portugalia și Statele Unite, există și Țara Vatican, care este țară, care are președinte. El nu-și zice președinte că e episcop, dar steagul Vaticanului a fost la conferința generală, nu că avem sau nu avem ceva cu ei, ci este unul dintre sutele de steaguri ale țărilor de pe pământ care se arborează la această festivitate cu scopul de a provoca lumea adventă să ducă Evanghelia la toate țările din lume. Ce este bine? Închei cu câteva gânduri la ce este bine și apoi facem un pas mai departe. Aș vrea să vă spun ceva. Dacă faceți ce este bine, sunteți secretari de etichetă sau zugravi de etichetă sau profesori de etichetă sau patron de etichetă sau adventiști de etichetă, dacă faceți ce este bine, sau sunteți, ce știu eu, politicieni de etichetă, și fiecare dintre voi, potrivit cu ce bine le e pe care vi l-ați ales, fiecare sunteți oameni de etichetă, hoț de etichetă. Că este hoț de etichetă, care face bine, fură de la cei bogați ca să aibă el care este sărac. Adică logica este foarte corectă și foarte bună, da? Deci, toți care facem ce este bine, toți, fără excepție, suntem oameni de o anumită ținută socială, lipsiți de orice fel de legătură cu Dumnezeu. E bine să te rogi în picioare, e bine să te rogi pe genunchi, e bine să te rogi cu fața la pământ, e bine să faci rugăciuni. Asta e una. Bine e alta.
Da, putem să trăim cu gogoașa asta mare. Nu știu dacă când eram eu copil, cred că mai sunt și acum, dar când eram eu copil, erau târgurile, așa se numeau. Și apropiere de satul nostru, primăvara, prin martie, cred, era târgul fetelor la Gurghiu. Așa se numea târgul fetelor. Era rămas titulatura aceasta din vremurile când se spune că acolo veneau foarte multe fete și băieții se duceau să vadă piața. Și numai dacă erai împiedicat sau prost grămadă, te întorceai singur acasă. Dacă nu, 100% se lipea una de tine, nu pentru o zi, ci pentru o viață jumate, dar tu n-apucai să trăiești din ea decât o viață. Că mureai înainte din cauza ei, ce să faci. Așa. Și a rămas târgul ăsta de fete. Ei, în fiecare an se mergea pe jos, n-aveam atunci mașini. Și se făcea o coloană de oameni, fără exagerare, de la drumul țării, adică șoseaua care merge spre Lăpușna prin fața Solovăstrului, pe marginea drumului era coloană de oameni pe o margine de drum care mergeau la târg, unul lângă altul, până la Gurghiu. Și o coloană de oameni de la o anumită oră care veneau de la târg, până la Gurghiu. Și ne duceam acolo. Și acolo, printre alte bunătăți, că era plin de bunătăți, dar ne uitam așa ca copiii aia din creangă, ni se scurgeau ochii, nu aveam niciun ban, mă rog. Câteodată se întâmpla că mama ne cumpăra vată de zahăr. Era acolo, ne uitam noi copii, ne ridicam așa pe vârfuri, așa ca un ceaun care se învârtea așa foarte repede și unul zicea că face vrăji, lua o bucată de lemn așa, băga acolo așa și tot așa făcea, tot așa făcea și s-aduna pe așa o vată. Și noi copiii ne uitam cu ochii mari că s-o mai țină un pic, că cât o ținea, se făcea mai mare, știi? Și când îți făcea, ți aveai senzația că ție ți-o făceai mai mică. Nu știu dacă și voi simțiți așa. Deci la toți le făcea mare, dar când le făcea... Deci ăla o făcea la fel, da? Așa e ochii omului. Și ne cumpăra mama o chestie în ape băți care așa mișcă, așa, 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 mișcă, așa. Și te fă... Și apoi rămâneai cu o bucată de lemn de brad în gură, pe care tot o sugeai. Ce am avut și ce am pierdut, n-ai mâncat nimic, nu se întâmpla nimic, dar rămâneai tu în cap cu glaia aia de vată de zahăr. Așa este ce este bine. Nu vreau să vă supăr. Asta e nădejdea mântuirii voastre. O glaie din aia de vată de zahăr. Puteți merge în pelerinaj la Washington. Puteți merge la conferințe, general, toți se duc acolo și își fac poze. Putem, măcar și eu fac poze lângă un tablou de Michelangelo. Că acolo lângă ce să faci poze? Lângă Solovestreni? Du-te și vorbește cu unul de acolo să vezi dacă știe mai mult de fundul din spate, fundul din stânga, fundul din dreapta și fundul din față. Du-te și verifică. Adică nu te lua pe poveștile mele. Du-te și verifică tu. Să vezi că niciunul nu vede mai mult decât patru funduri, unul în față, unul în stânga, unul în dreapta și unul în spate. Da, e frumos să ai poze acolo, să știi. Diferența dintre ce este bine și bine. Aici îmi poruncește Hristos. Luați jugul meu. Luați jugul meu. Când un om în solovăstrul lui ia jugul lui Hristos, toate fundurile behăie și urlă și fac tot felul de gesturi ca să-l omoare. Pentru că ce este bine nu suportă niciodată binele. Ce este bine este în conflict deschis cu binele. Este într-un conflict violent cu binele.
Este ceva insuportabil, incredibil. Binele n-are voie să existe. Pentru că binele e de la Dumnezeu. Ce este bine e de la oameni. Luați jugul meu. Sigur că din pasajul acesta s-au ținut, fără să exagere, sute de mii de predici. Numai eu câte am ținut din pasajul acesta. Și toate magistrale de mare ținută religioasă, confesională sau biblică sau teologică, nu contează. Însă, luați jugul meu, îmi creează mie o scenă și am să vă povestesc pentru cei mai tineri, cei care sunteți mai în vârstă, înțelegeți foarte bine ce voi povesti. La car, deci în primul rând, la jug nu trag nici cai, nici armăsari. Așteptați. Deci nu trag. Nici taurii. Dacă pui cai sau armăsari sau tauri la jug, s-a dus în sărăcie carul cu roți, cu toate și cu lemnele lui, cu toate. Că să spere sau ceva, sau îi trece vreo iapă sau vreo vacă prin gând și o ia și nu mai rămâne nimic din car, s-a terminat. La jug, la car, trag doar boii și vacile. Cele mai frumoase complimente la români. Da, și tu, vacă. Ați auzit de asta? Nu bine, mă, boule, patru ai luat. Cine a născut un bou? Vaca. Dar aici, în declarația lui Hristos, apare o scenă pe care voi nu... n-ați vrut să o vedeți, poate. Jugul este de obicei fie de două animale, fie de unul. Jugul de două animale înseamnă că sunt puși doi boi sau două vaci, li se bagă chestia așa, de nu poți să, dacă ar vrea să-și scoată capul, mână carul înapoi. Nu poate să-l scoată, numai dacă stăpânul face gestul ăsta. Și este jugul de un singur animal. Nu contează dacă e de două sau de unul. Apare în porunca aceasta ceva. Dacă cineva e în jug și zice, ia jugul meu, în secunda doi urmează un fenomen. Ăsta trebuie să iasă din jug ca să poți să intri tu. Nu zice, luați-vă și voi un jug. Că atunci nu mai faci juguri. Și fiecare cu jugul lui. Hristos zice, luați jugul meu, eu ies din jug. Și intrați voi. Ați făcut vreodată asta? Sfatul meu este să nu vă stricați confortul. Cel mai frumos e fiecare în solul vostru lui. Fund în stânga, fund în dreapta, fund în față, fund în spate. E celebră viața de acolo. Știi tot. Când ești în solul vostru tău, știi tot. Absolut tot. Dacă accepti să te pună pe un grilaj de lemn, Hristosul să te ridice, o să-ți dai seama că nu știi. Și pe măsură ce te ridică, ajungi ca mine, prost, grămadă. Până nu te ridică nimeni, știi tot. Vedeți ce este bine și bine. Luați jugul meu. Am să vă zic, aleator, nu programat,
câteva lucruri înainte de a încheia despre jugul lui Hristos. Sigur că toate drumurile duc la Roma și vi le spun câteva lucruri din jugul lui Hristos cu speranța că vă veți permite să gândiți. N-am crezut vreodată că dictonul din Biserica Romano-Catolică, dacă a fost vreodată, n-am crezut vreodată că dictonul acela este de fapt vârful de lance al Bisericii mele Adventiste. Care e dictonul acela? Crede și nu cerceta. Eu, ca adventist, am avut obligația morală ca să cercetez sute de ore sau mii de ore sau zeci de ani și totdeauna să ajung la concluziile la care a ajuns superiorul meu. Dacă nu ajung la concluziile la care a ajuns superiorul meu, înseamnă că n-am cercetat bine. Și dacă prin absurd am ajuns la alte concluzii decât ierarhul meu, atunci trebuie să le scriu, să-i le dau ierarhului meu, ierarhul meu să le tălmăcească în limba engleză, să le trimite la diviziune, diviziunea să le cerceteze și să vadă dacă e necesar să ajungă la conferința generală. Dacă vede că nu e necesar, rămân acolo undeva. De acolo să le trimite la conferința generală și în sesiunea extraordinară a conferinței generale o să se apuce ea să se uite că ce-o gândit unul din solovăstru. Și dacă ăia stabilesc că cercetarea este corectă, atunci vor face niște comitete și ambiții care vor modifica niște... Mă opresc că nu... Adică Sfinte Sisoie este o vorbă, iertați-mă pentru ce urmează să zic, poate Cristi se bucură. Sfinte Sisoie, du-mă la dracu în praznic, știi, adică nu mai ai nicio... Da. Adică legea fundamentală a bisericii noastre este următoarea, crede și nu cerceta. Jugul lui Hristos. Asta Hristos, Dumnezeul, și s-a uitat la cartea aceasta. Aveți carte din asta la voi? Mâna sus cei care n-au. Mâna sus, să vă vadă Dumnezeu așa. Ați ridicat toți mâna care n-aveți Biblie. Mâna sus care n-ați ridicat mâna și totuși n-aveți Biblie. Așa. Așa. Bine. Și mai sunt și care 7-4 ore aș putea să întreb și ar mai ridica vreo 2-3 mâna. Dar vă cunosc cum e. Da. Oprește un pic să-mi suflu nasul. Și acum, cei care aveți cartea asta la voi, vă rog să aveți amabilitatea să căutați capătul cărții Maleahi, așa pe foi. Undeva la două treimi din carte, aparte care avea Maleahi, și între ele, cei care le-a poruncit Dumnezeu să alcătuiască cartea asta, au pus o pagină cu Noul Testament, al Domnului Iisus Hristos. Asta nu scrie nicăieri în Biblie. Dar e pus aici așa o tavoară, scrie Noul Testament, al Domnului Iisus Hristos. În unele versiuni scrie Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Așa. Și acum, închipuiți-vă că de aici de unde scrie Noul Testament nu mai există și ai numai partea asta mai groasă a Bibliei, ca să înțelegeți ce înseamnă jug. Hristos a zis: câtă vreme există cer deasupra voastră,
și pământ sub tălpile voastre. Nu cade nici o căciulă de la ă, nici o căciulă de la î și nici un punct de la i din Vechiul Testament. Ăsta e jug. Iar la el, în felul cum a trăit, nu a trăit că a dat de mâncare la urolaci. Și asta trebuie făcut. Eu însumi mai fac câteodată gestul ăsta. Și a însemnat altceva. Dacă au trebuit să aibă zulufi, avea zulufi, dacă a trebuit să se ducă la templu, la ziua ispășirii, s-a dus. Căci câtă vreme rămân cerurile și pământul, nu cade o căciulă de la ă, un punct sau o virgulă din lege. Ăsta e jugul. Însă la jugul acesta, mă întorc înapoi, trag doar boii și vacile. Cei care au solovăstrul lor nu trag. Și te știu. Trag numai boii și vacile. Mergeam la școală, la Reghin, picat ca din lună, întotdeauna cu încălțări, cu două numere mai mari, că îmi crește piciorul. Era într-o primăvară, spre vară, și mergeam la școală, la Reghin, și copiii veneau în pantaloni scurți. Să ai pantaloni scurți. Este câte unul care visează BMW seria 7 sau Rolls Royce și își cumpără și se bucură, sau Mercedes sau ce știu, sau ce, visează o casă și o... Aia e nimic. Să ai în casa lui șonița din solovăstru, pantaloni scurți. Și plângând, bine tu, mama, toți copiii au pantaloni scurți și eu n-am. Și aveam Adidas cu două, trei numere mai mari, Adidas, tenis chinezești. Când îmi crește piciorul și mama, când m-a văzut așa năcăjită, deși n-aveam decât vreo două sau trei perechi de pantaloni, una care i s-a părut de ei mai acătării, o luat, o lua foarfeca, îndată mi-o tăia pe aici, și apoi mi-o surfilat. O întors chestia și o cusut așa frumos. Mă îmbrăcai, gândeai că-ți bag-ți banii. Și apar eu la Reghin, la Generală 5, între copii de oameni de oraș, cu niște tenis sau basket chinezești așa, și gândeai că ferească-te Dumnezeu, mi-aduc bine aminte lucrurile astea. Jugul. Jugul înseamnă că nu cade nimic din Scriptură. Ai purtat vreodată jugul acesta? Asta e diferența dintre ce este bine și bine. Dar îți mai spun ceva, că dacă ai stat 2 ani cu deștul pe puls, și ți-o făcut bine, chiar îți face bine chestia asta. Și după a dai de jug, nu poți renunța la ce e bine în favoarea binelui. Pentru că e experiența ta. Pe noi ne încredințează experiența noastră, nu jugul. Nu jugul.
Iar experiența noastră cu privire la ce este bine este totalitară în viața noastră, nu jugul. La jug trag numai boii și vacile. Și atunci, când am apărut eu la școală, au trecut ani, am fost la liceu militar din București și m-am întors acasă și prin oraș, prin Reghin, m-am întâlnit cu o fostă colegă moldovan, Carmen, o chema, era fiică de învățătoare, o femeie în vremea aceea era frumoasă, nu mai știu cum este astăzi, dar era un etalon în clasă la noi, era moldovan Carmen și Frâncean Rodica. Frâncean Rodica era fată de medici și era fată de învățătoare și taică să nu știu ce era, mă rog. Și m-am întâlnit cu ea și ea nici nu m-a recunoscut. Servus Carmen, stă să uită la mine, zic, ar trebui să mă cunoști. Nu știu cine ești. Mă rog, i-am explicat, a început să-și aduc aminte. Și m-a chemat la ei acasă. M-am dus la ei acasă, am văzut-o pe mamă sa, învățătoarea de la școală, parcă era cum o lăsasem cu nu știu câți zeci de ani în urmă sau cât o fi trecut, nu mai știu. Și povestea, m-a întrebat maică sa, ea era nemăritată, eu eram neînsurat, poate că mama sa se gândea la ceva, nu știu, și o provoacă pe fiică sa, dar tu, Carmen, ce ți-aduce aminte de Iacob de la școală? Și începe și râde în hohote, necontrolat. Ce tu, mama, zice, a apărut într-o zi cu niște Adidas, cu vreo 5 numere mai mari decât piciorul lui și într-o pereche de ceva pantalon tăiați cu sus cu mâna de când l-am văzut, zice, la care mama s-a așa cum se gata, tu, Carmen, numai asta poți să-ți aduci aminte. Adică mama s-a vrea să o ajute cumva să-și aducă aminte ceva frumos. De acum eram un bărbat de 1,82 m înalt, un tânăr, așa cum se cade, zice, tu nu vezi, uite, aduci-te aminte ceva bun. Nimic, nimic. Mă rog. Da. Așa arătăm noi, ăștia care avem fiecare solovăstru nostru. Așa arătăm între oameni. Dar nu vedem și n-auzim. Și noi numim asta ce este bine. Ce este bine, mă! Fund în stânga, fund în dreapta, fund în față, fund în spate. V-am spus povestea aceasta în cazul în care vreți să auziți de Dumnezeu. Diferența dintre ce este bine și bine e una singură. Bine înseamnă să iei jugul. Nu un jug, ci jugul din care și-a tras capul Hristos. Să intri tu acolo. Și după ce ai intrat în jugul acesta, o să afli o chestie interesantă, că nu mai poți să mergi decât strict pe unde a mers El. Asta e diferența dintre ce este bine și bine. Dumnezeu să vă ajute să luați jugul. Amin. Amin. Îți vine să râzi, Sergiule, nu? Nu? Atunci caut o cântare și închide slujba.
pentru încheierea slujbei din această seară, vă invit să cântăm cântarea numărul 228. Fericit e tot acela. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta la acest început de sabat ca să-ți mulțumim pentru că ai fost cu noi săptămâna care a trecut. Îți mulțumim pentru toate binefacerile pe care le-am simțit din mâna ta. Te rugăm să ne ierți pentru toate greșelile pe care le-am făcut și îți mulțumim pentru cuvântul din această seară. Îți mulțumim că ne iubești și rămâi cu noi în continuare, că te-am rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Dragii mei, cu această cântare și rugăciune, serviciul divin al serii s-a încheiat. Dumnezeu să vă păstorească mai departe și să vă umple cu lumina lui dumnezeiască. Amin. Iertați-mă că am depășit timpul, dar mi s-a atras atenția că am lipsit foarte mult de la biserică și am zis că să recuperez. Vă aștept cu drag mâine dimineață la ora 10 la școala de sâmbătă. Avem capitolul 17 din Sfânta Evanghelie după Matei, dacă nu greșesc. Cum? 17, așa. Apoi de la 11 și ceva avem serviciul divin, de cuvânt. După amiază, de asemenea, de la ora 18 și nu uitați, dacă aveți un prieten sau pe cineva,
Ar merita ca în ultima sâmbătă din lună să fim aici, va fi împreună cu noi un taraf de la București, condus de Emi Drăgoi, absolvent de conservator de acordeon jazz la Universitatea de Muzică din Paris, născut pentru așa ceva, care după ce se va termina serviciul divin, îl voi ruga să cânte și câteva cântări pentru cei de acasă, ca să auziți ce n-ați auzit niciodată. Probabil, nu știu. O seară frumoasă, dacă vă este foame, să nu mâncați, să povestiți nu despre alții, numai unii cu alții. Și apoi să aveți noapte bună. Cu dragul lui Dumnezeu ne despărțim. Amin.